dimineața, dragilor! Mai devreme am venit de la micul dejun și ne pregătim să cărăm bagajele, să împachetăm ce mai avem pe aici, ca seara n-am mai reușit, eram super obosită, am adormit instant și mă chinui de aseară să încarc vlogul de ieri. Și tare greu merge internetul, abia 90% este încărcat. Și sigur va mai dura. Pregătesc copilașilor pepene să mănânce până pregătim noi aici și până cărăm bagajele. Și după care plecăm către Lixuri. Dacă pronunț bine. Suntem prea bine. Suntem gata de plecare. Ne-am pregătit, am băgat toate bagajele. Avem mașina destul de încărcată, dar oarecum e mai goală decât la început când am venit, cam atunci am avut și baxurile cu apă și cu suc. Bună, Marc! Vai, dar ce cald e! Deci este o căldură, e aproape ora 11 și vreau să vă spun că de la ora 9 fără se simte că arde soarele foarte, foarte tare. Mi-a plăcut foarte mult la această cazare. În cazul în care vă interesează să veniți aici, se numește Magana Residence. Îl găsiți în Minia. Cazarea super faină, apartamentul mare, curățenie, ceea ce apreciez cel mai mult. Noi am avut și micul dejun inclus. Am plătit 150 de euro pentru două nopți cu mic dejun inclus. Dar din ce am văzut, de mâine sau de poimine, nu mai țin minte exact, este cu 100 de euro în plus, deci 250 de euro pentru două nopți. Dacă vom avea ocazia să mai venim aici, o vom face pentru că ne-a plăcut foarte mult, piscina caldă, curată, micul dejun foarte bun, totul proaspăt. Sunt micuțe măslinele. Mi-aș plăcut să ajung la o fabrică de măsline. Prin Nidri am înțeles că ar fi acea fabrică, doar că anul acesta nu cred că vom reuși. Poate că la anul sau în următorii ani. Aș vrea și eu tare mult să văd cum se face. Culoarea asta la Leandru îmi place cel mai mult. Bă, cu stați amândoi. Dar așa nu mai vede serii. Cât mai avem? 20 și ceva de kilometri? 23 de kilometri. Hai, uite-te că se vede că el s-a lăsat jos. Suntem plecați, cred că, de 10 km și ei nu mai au deja răbdare. S-au plictisit. Când ajungem? Mâine. 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 Ce e? Cotiță. Da. Că se uită. Ce drăguț. Ne îndreptăm către o plajă pe Tani Beach. Sau Paralia pe Tani. Am văzut că se numește mai multe feluri. Trebuia să mergem la cazare, așa am fi avut planul, în Lixuri, dar am primit un mesaj de acolo și și-a cerut scuze că pot face check-in-ul abia la ora... Mamă, dar ce supervitate! Abia la ora 4 mă pot prezenta acolo. Așa că am decis să mergem la această plajă, că este aproape de unde suntem. După care vom
Vom merge la cazare, astăzi vom sta la plajă, să ne punem umbrelă, poate găsim ceva umbră pe aici. Am văzut că are și o tavernă sau vreo două taverne să putem mânca, deci este o plajă amenajată. După care vom merge la cazare la ora 3, cred că vom pleca de aici, acum este ora 11 și ceva. Și pe seară ne vom plimba în Lixuri, nu vom mai merge din nou la plajă. Deci sunt niște drumuri. Dacă stai rău cu inima aici, ai jale. Foarte cald. Deci este foarte, foarte cald. Cred că astăzi este cea mai călduroasă zi de până acum. Deci este vreo 12 și mama, pur și simplu nu ai aer să respiri, chiar dacă ești aici lângă apă. De obicei lângă apă e mult mai răcoare. Da, mama? Și problema este că nu avem cazarea liberă și trebuie să stăm la plajă, plăcere, sau la o tavernă. O, e bine. Da, mami? Să-ți cumpăr un din ăla? Ha? Mai muțoile, haide în apă. Vedem și noi cât reușim să stăm, cât suportăm căldura. După aia plecăm, mergem, nu știu, ori la o tavernă să mâncăm ceva și să vedem pe unde petrecem și pierdem timpul, pentru că mai e o grămadă până la ora 4 și nu suntem departe de cazare, cred că la maxim 20 de minute, să zicem așa. Ia să vedem cum este apa. Gata, a intrat? Bravo! Ua, ce bine și ce răcoros! Aleu, la cât de cald e afară, numai bine acum se potrivește apa asta. Super! Numai să nu-mi dai vreo piatră în cap, că-mi dai somn aici, în Grecia. Îmi dai somn în Grecia, Marc. Dacă tu nu cumpăr de ăla... A, deci așa îmi trebuie, o piatră în cap, dacă da, nu-ți cumpăr din ăla. Ți-am mai spus, ăla nu se cumpără, ăla se închiriază și tu nu știi să te dai pe el. Da. Cum? Ăla trebuie să te duci să stai în picioare, să faci surf. Știi să te dai pe așa ceva? Pe ce? E, pe ce? Sau bărcuță, uite, să dai din vâsle, știi să te dai cu așa ceva? Ah, ai văzut pe YouTube și știi. Bravo. Deci trebuie să-i cumpăr așa ceva sau să închiriez, pentru că el a văzut pe YouTube și știe. Și mai devreme am văzut un avion, dar nu știu unde a dispărut, a zburat așa deasupra, fain. Nu e foarte aglomerat. Asta îmi place, mai ales în luna iunie. E mai relaxant. Da, dar nu mergem pe pietre pe aici. Vedem cum, uite, pe acolo, prin zona aia, nu sunt pietre. Trebuie să ocolim pietrele astea că sunt alunecoase și nu știu dacă nu sunt tăioase. Nu, pe aici, uite pe aici. Da, haide să intrăm în apă, intru cu tine și eu. Ia-ți colacul și mergem, uite, așa, pe acolo. Nu e adânc, dar trebuie să-ți iei colacul. Vrei să mergi fără colac? Da? Acum ne este bine, ne-am răcorit și chiar e bine. Nu mai simțim la fel de tare căldura. Și eu am venit aici la umbră, n-am mai cărat șezloangele, am pus doar aceste rogojine. Nu aveam mult de cărat
acolo sus ne-am parcat mașina, dar e enervant să scoți atâtea lucruri, iar să le pui, iar să le așezi și sincer să fiu, în momentul ăsta chiar n-am mai avut chef să luăm șezlongele. Ce frumoasă, tâțe, te-ai bronzat. Selena e cea mai neagră. Poftiți la cireșe! Selena! Selena! Selena, hai că te faci că n-auzi. Nu umfla obrajii că te văd. Nu umfla obrajii. Zecheria. Poftiți la cireșe. Ia uite ce cireșe babane. Și sunt demențial de bune. Sunt gratis. Pentru dumneavoastră sunt gratis. Da, da. Uftiți, vă așteptăm! Dacă nu, nu te mint! Cât de frumos se vede apa! Uite ce cald e aici. Păi vin apoi să văd. S-a pus de pe colac de acum, că e mare. Dacă tot timp. S-a pus de pe el. Te țin, uite că țin tati de colac, ți-e pe el. Lasă-te sprijinit. Nu-ți fie teamă, Marcuț. Ești cu tati, puiule, și el are grijă de tine. Ești murtar tot de cireșe la guriță. Mă, cireașe, mă. Mă, bombonică, mă. Așa, bruscuță. Bruscuță, așa. Da. Dar trebuie să mai umflăm, că văd că s-a lăsat. Nu da! Nu mai da copia. Nu da ca să-i filmezi. Da, da, este mai aproape. Ce drăguț! Uite ce mulți e sunt, dar nu-i vede, cred că ridică-l în brațe, în sus, că așa i-am arătat și eu. Uite cât sunt. Uite și în față încă. Da. Uite în fața ta. Da, lași-mi duc la el. Da, da, hai, du-te! Du-te, dar eu să plece. Aici sunt mai puțini. Nu? Da, e și aici. Uite, acolo sunt mai mulți. Ce mulți atâta sunt acolo. Vino înapoi. Dar nu-ți face nimic. Ei fugi, uite că au fugit deja. Au fugit de tine. Tu eu fugi de ei, ei de tine. Da. Fugiți unii de alții. Doamne, ce m-am zbelit. Ia uite-i. Să-l pescuiești? Da, poți să-l prinzi, mă. Mor, dar ei au o viteză, mamă. Cum să-i prinzi? Dacă se vede așa, poate vine pe lângă noi. Ce face masaj. Erau câțiva peștișori pe aici, da. Uite unul aici. Sunt mai mulți pe acolo. Aia negri erau tare drăguți. Ia uite cât sunt acolo. O grămadă. Știi câți pești negri sunt aici? Plin. Dacă aș putea să mă duc încolo. Ia uite cât sunt aici. Selena a dormit. Voiam să o chem să vină să înoate printre peștișori. Să facă snorkeling. Mă duc să o trezesc. Mă duc să o trezesc. Mă duc. Sele! Hai încoa! Așa, frații tăi! A venit Selena să-și întâlnească frații. Selena este zodia pești. Uite-ți frații, uite-ți neamul. Uleu, ce neam mare ai. Ia uite cât sunt. Uite și acolo.
Așa, mai deschiși la culori, vezi? Nu. Uite aici, aici, acum. Uite. Drăguților! Ce mulți sunteți! Uite-i! Uleu, deja cum apropii, deja... O ia la fugă. Uleu! Uleleu! Uleleu! Boscuță! Urile! Hai! Mamă, ce m-a stropit! Pleca și pălăria! A plecat și șapca din cap! Uite, și acolo! Da! Uite acolo cât sunt! Din ăștia. Băi, de ăștia mâncăm, că-s gri! De ăștia mâncăm! Ce, sardine? Da! Ah, mă gândeam că te referi la ăia negri. Uite cât sunt acolo negri, o grămadă. Mâncăm! Uite, de ăștia? Da. Sunt negri, mamă! Păi, că-s gri, da, bă! Sunt gri? Și noi îi vedem aici negri? Eu îi văd negri, ia uite-i! N-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă să-i prinzi. Și Marc a vrut să prindă, dar n-a avut nicio șansă. Da, cât sunt. Vezi că nu se sperie de tine. Știe că sunt neamurile tale. Eu nu știu cum pot să stea atâta sub apă, că eu nu aș putea nici să bag măcar capul. Deci eu am o teamă de apă. Când eram mică, pe la 8 ani, 7-8 ani, sau mai mare un pic, nu mi-aduc aminte, sincer, era să mă nec. Și atunci a intrat frica în mine. Am zis că eu nu aș putea să stau cu capul băgat în apă. De ce? Pentru că mi-e teamă de apă. Nimic, cu... Păi nu-mi face nimic, dar eu am rămas cu teamă că era să mă nec când eram micuță. Ori la vârsta ta, ori 8 ani, ceva de ce. Marc! Pa, ne vedem! Marc! Pa! Am plecat cu Selena, mergem până în capătul celălalt al plajei să vedem dacă găsesc un loc să facem niște poze drăguțe. Uite un avion! Îl vezi, Seli? Da. E alb. Ai văzut avionul, Marc? E prin apă, nu? Păi, întotdeauna prin apă e mai greu să mergi decât prin pietre. A, da. Ți-am găsit o porțiune de nisip. Și în partea aia. Ne-am încălțat cu papucii. E foarte deranjant să calci pe pietre și să nu ai papucii ăștia de apă. Pata. Este 2.41, iar noi plecăm, mergem să căutăm o tavernă, pentru că aici la taverna aceasta, de fapt, erau două taverne, era foarte, foarte plină, deci nici nu ai loc unde să mănânci, trebuie să stai să aștept să se elibereze o masă și vom merge să mâncăm către cazare, căutăm pe acolo o tavernă, după care mergem, facem check-in-ul și apoi ne odihnim vreo 2-3 ore, nu știm, vedem. După care vom ieși să ne plimbăm prin acea stațiune, să o vizităm și cam gata ziua de azi. Foarte cald. Cam
Noroc că ne răcorim cu aerul ăsta condiționat. Apa a fost foarte caldă, foarte mișto în comparație cu Cazima din Lefkada. Acolo apa era destul de rece, probabil că diferă și de la plajă la plajă diferă și zilele astăzi este mult mai cald decât zilele trecute. Și chiar ne-a plăcut la această plajă. Se numește Petani Beach, în cazul în care sunteți interesați, chiar vă recomand, merită văzută. Ai? Dacă mergeți la plajă, chiar vă recomand să aveți o apă termală cu voi. Te răcorești și te dai așa și pe față, super fain. Vreau să menționez, la această plajă aveți o opțiune de parcare cu plată, costă 6 euro toată ziua, și o opțiune de parcare fără plată. De exemplu, la nenea asta aici plătiți parcare, iar unde am avut noi mașina jos parcată nu se plătește, dar în funcție de locurile pe care le găsiți. Noi astăzi am venit destul de târziu la plajă și era gol, dar acum s-au luat toate locurile și la parcarea cu plată. Deci la majoritatea plajelor la care am fost, parcarea este gratis. Adică aveți opțiuni și și. Anul trecut când am fost în Lefkada la Afteli Beach, acolo era plaja cu barieră, deci aveai acces doar cu plată și am dat 7 euro sau 10 euro pe toată ziua, nu mai țin minte exact, dar parcă 7 din ce mi-aduc aminte. Cât de frumos se poate vedea apa. Deci într-o parte are niște culori turcoaz și în altă parte are un verde smarald. Foarte drăguț. Că se vede bine. Astea. Frige, dar și-mi ții la papuci. Chiar că e de vis, e superb. Am ajuns la cazare în Lixuri, da, îți dau imediat. Și aici avem intrarea. Avem o canapea extensibilă. Marc deja a învățat cum se trage această canapea. Cum se ridică în sus, da. Aici avem mobila de bucătărie, plită, cuptor cu microunde, fierbător. Și ce mai avem pe acolo, o măsuță, aici avem o Selena. Aoleu, ia uitați, vă arată Marc să vedeți. Gata, atâta era. A, stai că se ridică în sus. Acolo tata are forță sau te ajută Selena. Aici avem un pat dublu. Yeah, ce ai, dulap să te ascunzi în el? Așa, aici avem toaleta. Cuvetă, o toaletă simplă, la această cazare avem tot așa pe stil vechi, cabină de duș, dar nu ne deranjează că e așa mobila asta pe stil vechi, probabil că ei țin la mobilă, țin la lucrurile acestea antice, pentru noi nu, după cum am spus nu este o problemă, important este să fie curățenie.
Pentru două nopți de cazare, aici în locul acesta, am plătit 100 de euro. Și aici avem o priveliște minunată. Exact. Unde sunt pietrele? Exact, pe acolo pe unde sunt pietrele. Și noaptea și mergem la restaurant frumos, frumos. Da, păi noi am mâncat mai devreme, tu ai dormit, ți-am cumpărat și ție mâncare. Nu am putut să mergem la o tavernă deoarece copilașii au dormit. Selena s-a trezit, era așa obosită. Ne-am dat jos, ne-am cumpărat câte un ghiros, am găsit acolo deschis. Ne-am luat câte un ghiros și pentru Marc am luat cartofi prăjiți cu cărniță, dar el nu a vrut să mănânce. Lui nu-i place să fie așa carne cu cartofi în pită. I-am vrut paste. El a vrut paste. Da. Deci lui nu-i place. Sunt bucuros că merge noapte în restaurant, au plimbare frumoasă noapte. Da, iubitule. Inimioară. Inimioară și like. Te iubesc. Deci lui nu-i place să mănânce shaorma, ghiros sau chestii de genul acesta, dar nu vrea să mănânce nici ceea ce am cumpărat acum. Aseară ai mâncat tare bine, ai mâncat cartofiori, ai mâncat ceapă, ai mâncat cărniță. Lui îi place să fie ghirosul la farfurie. Deci dacă ghirosul e la farfurie, începe să mănânce sciugulească, puțin cartofi, puțină cărniță, castravete, ce-i pune acolo. Dar dacă e așa rulat, nu. Îmi place foarte mult această priveliște. Este superbă. Nu suntem chiar în centru orașului, suntem așa mai la margine, să zicem, dar avem liniște și asta ne place foarte mult, că putem să dormim noaptea cu geamul deschis, nu se aud mașinile trecând sau altă gălăgie. Și nu mi se pare deloc mult pentru cât am plătit. Deci, practic, pe noapte ar veni 50 de euro la această cazare. Da, uite că am uitat de tine. Aici avem bagajele. Trebuie să ni le punem la locul lor.
11 fără 20 și ne vom pune imediat la somn, deoarece mâine avem o zi destul de aglomerată. Vrem să plecăm de dimineață, să vedem dacă reușim să vizităm un sătuc și o plajă superbă. Așa că eu o să închei acest filmuleț. Noi v-am pupat cu mare, mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!